a fi alături de Spitalul Militar Central la această activitate foarte importantă de autoevaluare a structurii pe anul 2018. Spitalul Militar Central, cu ajutorul conducerii Ministerului de Apărării Naționale, în anul 2018, când, pe ansamblu, nu s-au făcut angajări în cadrul sistemului sanitar național, Spitalul Militar Central a avut prin memorandum 250 de posturi acordate pentru a fi încadrate de personal civil, 26 de posturi s-au încadrat din regula 2-1, 10 posturi pentru chemare în rândul ofițerilor și 12 posturi pentru chemare în rândul suboficerilor sanitari. Faptul că ne-am întâlnit pe numărul acesta mare de concursuri, la care de asemenea a fost a presupus o implicare deosebită atât din partea structurii de resurse umane a spitalului, cât și a celor care ne coordonează din punct de vedere al managementului resurselor umane de la nivelul Ministerului, pentru că aceste concursuri au presupus prezența reprezentanților structurii superioare la nivelul spitalului, dar aceste persoane, o parte din persoanele angajate în spital, în momentul în care au văzut care sunt rigorile spitalului, care sunt cerințele noastre, vreau să vă spun că o parte, nu importantă, dar un procent de 10-15% de asistente sau infirmiere și chiar îngrijitoare, au ales să nu lucreze în spitalul militar pentru că au considerat că aici e prea multă rigoare și prea multă disciplină și e mai bine ca acolo de unde veneam. Dinamica, așa cum a fost de personal, a fost deosebită și problema cea mai mare este la nivelul asistentelor medicale, pentru că numeroasele concursuri care au fost organizate, deși noi la ultimul concurs am scos 20 de locuri, s-au înscris 130 de persoane, după proba scrisă au rămas doar 40 de persoane, iar la proba practică au rămas doar 10 persoane. Pentru că nu suntem noi foarte exigenți, dar vrem ca cei care intră în spital militar să fie persoane pentru care sau în care avem încredere să lăsăm pacienții și care trebuie să ne asigure și nouă peste timp asistență medicală. Ceea ce privește activitățile pe linia învățământului, pentru prima dată în cadrul Ministerului Apărării Naționale, sesiunea din 18 noiembrie, s-a organizat rezidenția pe post. Spitalul Militar Central a cerut un număr de 14 posturi, ni s-au repartizat doar 5. Și aceste posturi sunt ATI, medicină de urgență, hematologie și oncologie medicală. Avem proiecte pentru anul 2019, pentru că Spitalul Militar trebuie să acorde atât asistență medicală, dar o componentă foarte importantă este învățământul și cercetarea. Deci continuăm demersurile în vederea și rugăm pe domnul ministru să ne susțină în demersurile privind modificarea legislației în vigoare cu privire la organizarea învățământului post-universitar de specialitate medicală, astfel încât medicii rezidenți militari să poată efectua stagii de pregătire în cadrul rezidențiatului în Spitalul Militar Central. De asemenea, ne străduim și prin vizitele pe care le-am organizat și parteneriatele pe care le-am realizat cu spitale militare din cadrul NATO, ne străduim ca medicii militari aflați în pregătire pe rezidențiat să desfășoare stagii de pregătire în specialitate în spitale militare din străinătate. De asemenea, dorim ca la pregătirea pentru rezidenția să adăugăm module de pregătire suplimentare în domeniul medicinii operaționale. Pentru că în contextul participării României la misiuni internaționale, medicii militari trebuie să asimileze pe lângă cunoștințele medicale din cadrul pregătirii pentru rezidenția și pe cele specifice militare pentru alinierea nivelului de pregătire la cerințele misiunilor în care de operație. Dorim să continuăm colaborarea medicilor și cooperarea internațională în domeniul sănătate, prin următoarele forme, stagii de pregătire, schimburi de experiență, congrese, conferințe și seminarii pentru dezvoltarea și formarea profesională, să încheiem acele protocoale de colaborare despre care am vorbit și un lucru foarte important pe care vi-l spun în noutate, ca noutate, dorim ca în cadrul acestui an să înființăm în cadrul spitalului nostru un centru de formare în medicină operațională acreditat care să elibereze certificate de atestat național. Putem spune, domnule ministru, că Spitalul Militar Central sau cadrul Spitalului Militar Central sunt oameni devotați, oameni care știu misiunea. Este un spirit de coeziune, un spirit de echipă. Oricum, pentru această muncă deosebită, permiteți să mulțumesc colegilor mei, atât din sectorul medical, cât și din sectorul administrativ. Ca proiecte pe termen scurt și mediu, am semnat contractul și a început deja reabilitarea rețelei electrice, pentru că este o mare problemă, această rețea a fost modificată de ani de zile, peste 30 de ani, și aparatele noi care au fost aduse în spital, necesitatea mare de energie electrică îi impunea această reconstrucție, reconfigurare. Se vor finaliza, de asemenea s-a semnat contractul și să înceapă lucrările pentru modernizarea centrului de diagnostic imagistic, care va cuprinde două aparate de computer tomograf și două aparate de rezonanță magnetică.
vor fi amenajate lucrările, vor fi terminate finalitatea lucrările de amenajare a centrului de excelență în imagistică neinvazivă, se va reface și moderniza baza de tratament PFT, de asemenea, aceste proiecte pe care le spun sunt în diverse faze de achiziție a lucrărilor. Se vor reface și moderniza blocul alimentar, depozitul de alimente și spălătoria, în sensul în care, pe lângă faptul că se vor reface clădirile, vor fi dotate cu aparatură nouă, aparatură pentru care deja, pe care am demarat deja lucrările de achiziție. Și un lucru foarte important, pentru că vedeți aici clădirile spitalului, așa cum am spus, aproape 50.000 de metri pătrați desfășurați cu clădiri care sunt din 1889, este foarte greu să faci aceste refaceri ale infrastructurii într-un timp scurt. Deci sunt clădiri care încă sunt clădiri nerefăcute. Principala direcție a managementului Spitalului Militar Central în anul acesta și în anul următor va fi refacerea infrastructurii și aceste clădiri emblematice ale spitalului vor fi refăcute. Unele vor fi consolidate ca și investiții, altele pe reparație curentă. Aș vrea să subliniez un lucru foarte important, prin refacerea pavilionului C, pavilionul Mortă, care este o emblemă a Spitalului Militar Central. În acea clădire se vor amplasa, va fi dotată cu două amfiteatre și cu laboratoare pentru simulatoare medicale. Deci va fi dotată destinată învățământului medical. De asemenea, tot ca noutate, vreau să vă spun că mi se pare normal, având în vedere plângerile acuzate de colegii mei, și având în vedere faptul că s-a extins rețeaua de încălzire fără a se face un audit energetic al clădirilor și a stabili cum anume ar trebui făcut această extindere a rețelei de încălzire, în cursul acestui an face și auditul energetic al clădirilor, astfel încât să rezolvăm această problemă care trebuie de mai mulți ani în spital. Suntem în proiectul Banca Mondială pentru realizarea unui buncăr de terapie, de radioterapie, dar profitând de acest moment și de faptul că adresabilitatea și numărul pacienților în sfera oncologică și hematologică a crescut foarte mult, deci deasupra buncărului de radioterapie, care va fi extins, se va construi o clădire destinată centrului de boli oncologice. Bineînțeles, în cursul acestui an vom continua programul de investiții în echipamente medicale, de altă performanță și ca un lucru care trebuie neapărat realizat, trebuie să refacem secțiile ATI 1 și 2, să refacem locurile operatorii și pavilionul Z, care este un pavilion dat în folosință în 1978, dar la care s-au făcut reparații așa pe bucăți, trebuie de asemenea să fie reparat și modernizat. Aș vrea să vă reamintesc ca proiect pe termen lung faptul că s-a terminat licitația pentru achiziția studiului de prefezabilitate și fezabilitate a lucrărilor de extindere a clădirilor Spitalului Militar Central. Pentru managementul Spitalului Militar Central, viitorul înseamnă infrastructură, imagistică și IT, dar mai presus de toate, noi investim în oameni, pentru că oamenii reprezintă cea mai importantă resursă pentru acest spital și pentru întreaga țară. Pentru toate activitățile pe care ați făcut în anul 2018, dragi colegi, vă mulțumesc încă o dată. Aș vrea să vă spun că apreciez mult și cu multă sinceritate vă spun acest lucru, în modul în care m-a deplinit obiectivele și atribuțiile legate de spectrul larg de domenii și probleme aflate în responsabilitatea instituției în care sunteți. O astfel de activitate de autoevaluare reprezintă un prilej de a privi retrospectiv la întreaga paletă de responsabilități a Spitalului Universitar de Urgență Militar, precum și de a aprecia eforturile deosebite ale personalului medical și de a oferi servicii medicale într-o gamă cât mai largă de patologii. Așa cum s-a spus, în anul 2018 s-a reușit achiziționarea peste 71 de tipuri de echipamente medicale, un lucru care cred că este îmbucurător atât pentru dumneavoastră cât și pentru conducerea Ministerului. Asta datorită acordului politic pentru cei 2% de produse de corporul, care ne-a ajutat să facem aceste investiții atât în zona militară cât și în zona dumneavoastră. Aș vrea să vă spun de asemenea că o componentă extrem de importantă în continuare este asigurarea unui management de performanță și a unei resurse umane
foarte bine pregătite și mulțumite. Cu toate acestea, sesizez faptul că anul 2018 a fost un benefic pentru instituția noastră și prin desfășurarea aproximativ 90 de concursuri de ocupare a posturilor vacante, în urma cărora s-a reușit încadrarea peste 199 de posturi de personal civil contractual, peste jumătate din acestea fiind personal medical. Cu toate acestea, structura de personal este în acest moment puțin peste 70% din necesar, dar ce performanța și calitatea în instituții sunt determinate și de calitatea personalului care o compun. Am spus-o de fiecare dată și o spun de fiecare dată. Resursa cea mai importantă pe care Ministerul Apărării o are este resursa umană. Asta trebuie să se vadă și în proiectele pe care le derulăm, astfel încât resursa umană să ocupe un procent mai important din activitatea pe care noi o facem. Pentru prima dată în ultimii 10 ani au fost alocate resurse financiare la nivel substanțial pentru tehnica IT, în vederea operaționalizării accesului pacienților prin implementarea programelor online, a dosarului electronic. Telemedicina reprezintă de asemenea un alt segment asupra căruia trebuie să vă îndreptați atenția. S-a amintit și de proiectul de extindere și de modernizare a Spitalului Militar Central. Este unul ambițios. Din ceea ce știu la acest moment, acest proiect presupune demolarea 11 clădiri fără relevanță istorică și construcția unui pavilion modern de aproximativ 35.000 de metri pătrați, construcție destinată pacienților cu patologie acută. În acest nou corp de clădire va funcționa unitatea primiri urgențe, blocurile operatorii și secțiile chirurgicale și ATI. Bineînțeles, vremurile pe care trăim, un astfel de pavilion trebuie să fie și va fi dotat cu un heliport adecvat și necesităților Ministerului Apărării Naționale. Tot în cadrul acestui proiect se va construi un centru de recuperare, atât pentru pacienții cu afecțiuni cronice, fără mare specificitate a tablului clinic, și cazuri medicale mai complexe, traume specifice teatrelor de operații, cele care sunt generic denumite plăci de război și cărora le se adresează la nivel național doar serviciile oferite de către dumneavoastră de Spitalul Militar Central. Programul privind modernizarea infrastructurii spitalului, preocupare susținută de conducerea Ministerului Apărării Naționale, prin aprobarea proiectului de extindere și modernizare a spitalului, se află în faza finalizării achiziției studiilor de fizabilitate. Din păcate, am sesizat și aici procedurile de toate tipurile sunt întârziate. Vreau să vă felicit pentru realizări, totuși, și am văzut un material de autoevaluare, o evaluare foarte multe realizări și vă felicit pentru acest lucru. Vă respect. Sunt convins că profesionalismul și puterea noastră de muncă pe care le-ați probat până acum sunt și premisele obținerii performanțelor în continuare, performanțe pe care ne le dorim cu toții. Imaginea pe care Ministerul Apărării Naționale o are dumneavoastră ca și militar, ca și medici, este una extraordinară și ar fi păcat să nu muncim mai departe, să o menținem și să o facem chiar mai bun. Aveți toată susținerea din partea conducerii Ministerului Apărării Naționale, a doamnei comandant, a structurilor din conducerea Ministerului Apărării Naționale și suntem ușor să vă mulțumesc și vă felicit.